Bună, sunt Cristi și bine ați venit la un nou episod despre Catan. Acum 2 săptămâni am început un nou segment pe canal ce are legătură cu universul Catan, în care am spus că am să prezint diferite elemente din acest univers. Astăzi ne vom uita la o carte de dezvoltare care se găsește în Catan, jocul de bază, dar și într-o altă versiune a jocului Catan, într-o versiune puțin mai scumpă, și anume în Catan A Game of Thrones, versiunea celor de la Fantasy Flight Games. Și este vorba despre cartea Soldat și spune așa: dacă jucați această carte, mutați hoțul și trageți o carte resursă de la jucătorul care are o așezare sau un oraș învecinat. Haideți să vedem cum se joacă. Vom întoarce cartea ca să îi înștiințăm pe jucătorii de la masă că jucăm această carte. Vom lua hoțul. În versiunea Game of Thrones așa arată hoțul. Arată destul de bine figurina. Și să zicem că o mutăm pe această regiune, blocăm regiunea jucătorului albastru și vom trage o resursă din mâna acestuia. Și aceasta este. Pa! Super fain! Haideți să vedem cum arată și cartea din versiunea Game of Thrones. Observăm că este mult mai mare. Arată bine cartea, îmi place și imaginea și observăm că ni se spune că această carte poate fi jucată și înainte de a arunca cu zarurile. Posibil că este singura carte de dezvoltare care se poate folosi și înainte de a arunca cu zarurile. Sper să nu mă înșel. În fine, vedem că această versiune este în limba engleză, nu se găsește în limba română, dar arată chiar foarte bine. Ce mai este de menționat e că dacă suntem primii care jucăm 3 astfel de cărți, vom obține o carte specială, și anume această carte, cea mai mare armată, care valorează 2 puncte câștigătoare. Ideea e că noi trebuie să menținem această carte, că în caz dacă un alt jucător joacă mai mulți soldați decât avem noi jucați, vom pierde aceste 2 puncte câștigătoare. Haideți să vedem cum arată și versiunea din Catan A Game of Thrones. Vedem că în această versiune valorează doar un punct de victorie. Bineînțeles, pe ea mai sunt și alte reguli suplimentare, deoarece această versiune vine cu 2 variante de Catan. Avem varianta care o avem în față, care reprezintă Catan, jocul de bază, și pe Verso este o altă versiune, mai complexă, dar despre această versiune mai complexă vom vorbi posibil într-un alt episod. Haideți să vedem cum arată și vedem că în această versiune avem diferite imagini, ceea ce e mult mai interesant, cel puțin vizual. Chiar îmi place. Într-adevăr, jocul este mai scump, dar piesele au o calitate mult, mult, mult peste Catan, jocul de bază. Și atât am avut de spus despre cartea de dezvoltare Soldat. Eu vă mulțumesc, sunt Cristi și până data viitoare să jucați bine!